Stați să vedeți acum o plasă senzațională, fără nicio legătură cu Pițipoanca. Fata pe care o să vedeți apare adeseori la radio în ultima vreme. Cu siguranță ați ascultat-o. Acum o să o vedeți la televizor, în capcană. Hai, Sonia! Mamă, ce tocuri ai! Să rămână, Axonea! Dumnezeule, ce tocuri ai, să rămână! Mersi! Și ce pantofi interesați, n-am mai auzit așa ceva. Nu? Ai, cu șmecherie, cu etaj. Cu niște ținte, așa. Te aud adesea la radio. Felicitări! În România, cred că se ascultă muzica ta și pe altundeva, nu? Mai mult în România decât... Da? Te aud adesea, ești în playlist-ul tuturor radiourilor. Așa, deodată, o... Nu deodată, nu? După pas cu două pas. Încercări, uite, a treia a fost... Uite, așa e și la noi, la farsă e la fel. Poate nu din prima, poate a doua, poate a treia, dar la un moment dat tot cade cineva în capcană. Sonia, fii atentă. Apropo, ce ziceai tu, din două încercări. Da. Noi de două ori am încercat capcana asta, ne-a ieșit de două ori. Odată cu Dana Săvuică, cred că o mai țineți minte, așa. Și odată cu tine. Dana Săvuică, ați văzut-o, victima unui scenariu care putea fi răsturnat printr-o simplă fugă a ei din casă, chiar cu vopseaua pe cap. Acesta e motivul pentru care în aceeași zi două vedete sunt prinse în aceeași plasă, din precauție. Dacă vă imaginați că farsa Xoniei este similară cu cea a Danei, vă înșelați. Pașii scenariului au fost în mare aceeași, dar actorii, trecuți deja printr-o farsă, au adăugat sare și piper în cantități mult mai mari. În plus, vârsta, profesia, preocupările și istoria celor două vedete au generat un alt tip de joc al actorilor, dar cel mai important, reacțiile celor două victime sunt atât de diferite încât nu veți ști pe care să o votați mai întâi. Da. Îți faci întotdeauna... Îți faci întotdeauna freza asta, coafura asta bogată la hairstyliști faimoși, nu? Nu. Ai un catarg întreg la tine în căpșor, așa e? Nu vorbesc serios, adică chiar arată ca un catarg. Am zis să știi, să mă vezi de la distanță, uh-huh. Știi? Să știi că, a, uite, vezi părul, știi, imediat mă vezi, a, uite, e aici, știi? Nu, de obicei e normal. Asta e normal, mă rog. Așa e normal la tine? Da? Mă dă seama eu cum arăt că e normal. Deci asta e normal, da? Da. Ok, am speculat că asta e normal. Și am știut că Xonia își face freza, își face coafura la un faimos hairstylist, la Cristi, nu la Cristi Pascu. A vorbit echipa mea, a organizat, am avut un eveniment, trebuia să-mi aranjez părul să fie frumos. Așa. Și, na... S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ai ajuns acolo. Stați că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Fata a ajuns să-și facă catargul. Și tratament la păr. Și tratament la păr și toate astea. Da. Coafezul, nu zic bine, cum se spune acum, hairstylistul. E așa, hairstylistul. Așa, hairstylistul, da? A lăsat-o acolo și la un moment dat, atenție, cum va simți, dacă sunteți doamnă mai ales, să rămâneți în mijlocul unui coafor și în spatele dumneavoastră să vină un alai cu un mort. Nu-i foarte plăcut, îți spun eu. Am avut o problemă în familie și n-am mai muncit. Eu oricum vreau să-ți mulțumesc că mă vezi și că ai făcut tot. Zim ce pot să fac pentru tine. Am un eveniment în seara asta și aș vrea puțin să îmi prind părul într-un... cumva, să așa. Și dacă, nu știu, o recomandare de un tratament, ceva, dacă... Să arată mai sănătos, simt cum... Cu ce te îmbraci tu diseară?
Am o rochiță de paiete argintii. Mai decoltată? Nu, este până în gât. Hai să facem o chestie. Am fost săptămâna trecută în Franța. Așa. Și e un tratament foarte tare pentru păr. Așa. Și de cu ocazia asta o să-l și testăm dacă vrei și dacă, de fapt, o să avem puțin timp. Okay. Și dacă îți place și vezi cum se comportă părul tău, o să ți-l și dau. E un pic mai scump, dar e foarte drăguț. E ca un fel de spumă de proteine și cu gălbenuș de ou. Îmi cer scuze, dar eu m-am mutat de curând aici și n-am televizor sau muzici și toate cele și oricum am avut un sincerier în deces în familie și nu prea am iar de mie de muzică și de... Îmi pare rău. Da, iar a murit mătușii mea care m-a crescut și sincer îți dai să nu prea nu mai arde absolut nimic. Condoleanțe, nu mă mai contează, cred, mai acum e foarte tare. Afară de om, ce mai conține? E o spumă care se dă la un tub, e un pic cam scumpicel. Sunt exagerați așa, dar pentru că e ultima fiță în materie, seamănă cu spuma de ras, pur și simplu. Spumă cu proteine. Dar nu-i spuma de răs. Nu, n-are nicio legătură cu... Mă ajungi pe mine să-mi ții puțin, da. Te rog frumos? Cu 5 minute să iei loc și imediat mă duc să mă pregătesc cu una alta. M-a spus, da? Da. Marian! Hai cu crucea, Marian, te rog frumos! Terminăm repede, poate. N-am știut că... Deci eu n-am știut că îți voi... Da. Hai, Marian, hai repede! Hai că trebuie să... Ce să facem? Aseară am stat cu ea, am mâncat, ne-am uitat la televizor, am râs, am astea și... S-a dus luat. Ce să facem? Suntem terminați, nu știm, ne-a lăsat datorii. Am auzit că a făcut împrumut pe la ăștia, pe la pensionari, pe la CR. Suntem, știți cum sunteți. Deci nu vă spun, nu vă explic. Nu vă explic. Nu vă explic cum suntem. Ne-a luat de așa ne-a făcut. Da. Și el a crescut pe Cristi de mic. Uite așa era Cristi de când l-a luat și l-a făcut mic. Îmi pare rău. S-a mai întâmplat, da. Asta e viața, nu? Ce să fac? Dar auziți, dumneavoastră, parcă sunteți pe la televizor, v-am văzut undeva. O, când? Sunteți cântăreața? Da. Da, am înțeles. Da, acum mi-am dat seama. Mă duc că mai întreabă că ne grăbim, ne așteaptă la capelă.
mai ușor, măi, Maria, ne mângă. Păi, da, mă, dar dacă o scăpăm, că nu ne blesteam asta și pe lumea aia la altă mână. Ce? Ține-o de acolo așa, hai. Aolo, Getuțu, ce ne-ai făcut un nou, Getuțu? De, hai că se răcește, ia. Nu-mi pace cu ea. Eu aici așa. Nu-mi pace, să vedem unde o punem. Unde să o punem, mă? Vă întoarce-te, mă, cu picioarele, că dacă nu ți-a... Cu picioarele l-a răsărit invers. Nu-mi pace așa. Țin-o așa, țin-o. Du-te mai. Băi, Mariane, dar tu ești om cu carte, mă. Trebuie aia să aduce coșugul. Unde o punem, mă, băiatule, mă, 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 mă. Uite, are și Cristi, clienții aici. Vino-mi pace, haide cu mine. Ia, veniți-i cu pace un pic. Vino aici, așa. Nu, de, nu, 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 nu. Băi, băi, Mariane. Du-te pe bancheta aceea. Vreți să mă mișc? Hai în pat, hai în pat. Nu, stați acolo, stați acolo, domnule. Vino-mi pace, Mariane. Hai, Mariane, că mă grăbesc. Nu mai te uita la mine, că sunt distrus. Pune aici încet așa pe canapea. Ai grijă la picioare. Hai. Acum mi-am adus aminte. Domnișoara Sonia, acum mi-am adus aminte. De la televizor, cântăreață, da. Ne scuzați, terminând repede, pe cuvântul. Dar ea este mătușa? Ea este mătușa, da, tanti Geta. Ea e tanti Geta. În 10 minute terminăm. Ne ducem că mai avem puțină treabă și terminăm. Și rămâneți cu Cristi și... Mii de scuze încă o dată, domnișoara Sonia. Mii de scuze. Cristi, coborăm? Acum îi spun eu să vină imediat. Te rog. Iagelu, să vii pe la mine, te rog frumos, ce te-am rugat eu? Scuze-mă, te rog frumos, dar... Nu, îți dai seama că aseară s-a întâmplat și acum duc direct la capela. Nu știam că e aici, nu știam exact situația ta. Uite, dar dacă vrei, ia loc acolo ca să nu... Nu, eu prefer să te las să termină cu treaba. Nu, în 5 minute oricum e pe drum, cum zice, vine popa, trebuie să ducă la capelă, că trebuie să ducă de seară, n-am avut loc. Crede-mă că nu o doresc nimănui asta. Da, Doamne, ferește, dar eu... Nu, că după ce termină și vine acum și-o mută la capelă... Și nu, adică n-a... Stai liniștită. Neagelu! Neagelu, te rog frumos, a rămas că aduci și matale coșciugul ăla, ce n-ai de? Ușor? Așa? Hai. Ușor, ne, ușor, nu mai. Aveți grijă. Păi da, mă, Cristi, că e greu, că ți-am zis să nu iei de ăsta de fapt. Să iei și tu de la de frat, că și așa o îngropăm și o ducem. Ai luat din ăla, vin-o în coace, ca să-l punem aici acum. Ai luat din ăsta, are 100 de kilograme. Mă rog frumos și nu, dați-o... Du-te încolo, Vasile. Treceți pe partea cealaltă, nu mai... Păi nu, lasă că trebuie să-l lăsăm... Nu mă, totu, stai cu cap, cu perna în partea cealaltă. Iar trebuie să vă învăț. Stai, mă, Cristi. Răsăritul e încolo, las-o așa, cel mai bine. Are, măi, are dreptate, lasă-l aici, că așa e cum zice Cristi, răsăritul e încolo, lasă-l aici. Așa. Hai să o luăm pe Mariane, du-te și adu masa de la bucătărie și adu aici, da, să punem aici. Cristi, vezi, zis de clientă că ne vedem noi de moartea noastră. Hai. Adu-mi pace, Mariane, hai cu masa ta, hai să vine să o facă. Pune aici, da? Nu, poți să spui că îi îmbărăm de sus și dacă îi mutăm, da? Doamne, dacă nu... Pune aici, Marinușule, tată. Așa. Și vină aici, așa. Fii atent. Hai să luăm. Hai să luăm iar coșugul și punem pe partea cealaltă. Apucă și tu de acolo, Mariane. Hai cu tata, repede. Hai. Așa. Ai grijă să n-atingi acolo. Hai că da, Cristi, o grămadă de bani a dat Cristi pe el. Du-te. Vei să nu cazi pe geta cu picior. Așa. Băi, cu picioarele spre răsărit, am spus, nu vă intră în cap deloc. Ce tuțu, când te văd așa, dacă nu... Doamnă, Geto, cum pleci tu și ne lași? Cum pleci tu, Geto, și ne lași? Doamne, Geto, dacă nu vine să-l cur, nu mai poți și te Cristi aici lângă tine, Geto.
Stai să o aranjez aici. Hai, lasă-o în pace. Atunci și mie pe aia, mă rog frumos. Scuza, mă, Sonia, mă rog. Nu, eu îmi cer scuze, nu mă simt deloc bine. Stai, stai liniștită, două minute, imediat, stai că a trecut și timpul. Nea, Genu, când ai timp să cobori și Matale, să-i pui pernea, te rog. Hai să dăm pe vârfuri, te rog frumos, că după aia trece repede și... Hai să, ca să terminăm repede, că mă urc. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa ceva, eu zic că vine și Popa mai devreme, dar să mor. Și popii ăștia mă enervează, dar nu se poate. Numai puțin, Xenia, parcă, nu? Sonia, da, 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 vă știu povestea din, din Australia. Revin, o să vorbim ceva, te rog. Alo, luminos, lumea noastră, duce și apără și păzește, Doamne, ajută-l și bani, de drumul. Cele nevoie sau fără nevoie, și nu un loc frumos, unde nu. Doamne, primește pe roaba ta în cerurile. Să rămână, să rămână, părinte, să. Da, mai. Părinte, părinte, puțin mai încet, că ne au vecini. Mai în surdină, mai așa, vă rog frumos, să rămână, să rămână, tanti, tanti. Mai încet, că uite, are și Cristi. Ia uite-o și pe Iema. Iema, ce faci, mai, că-i venit, m-a murit, tanti, geta. Au murit să știi, tare, te mai iubești, toată ziua vorbit ieri de tine, toată ziua te-o chemat, toată ziua, unde e mame, unde e mame? Tanti, tanti, nu e Ema. Da, de lumânare, că de toată ziua au pomenit-o. Nu este. Toată ziua, hai de Ema, hai Ema, da, de rog, aprinde o lumânare. Nu e Ema, nu înțeleg, seamănă cu Ema. Mai ales că am aprins și o lumânare, că așa e creștinește. Creștinește așa e, să ținem. Că a murit anticeta fără lumânare, a murit. Hai, ține, tanti, tanti, da? Tanti, eu trăga la tine, Ema, toată ziua te-o pomeni. Uitați-vă acum la mine, da? Hai, uite, tu îți fac o poate. Toată ziua trăga la tine, Getuso! Va veni și Ema, Getuso! Gata! Auziți? Vă rog mai sunt, vă rog mai sunt. Haideți cu mine, nu puteți să stați aici.
tanti, 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 tanti a suferit un șoc. Bărbasul, luați loc aici să vă reveniți un pic, că știu că sunteți șocată. Așa s-a șocat și tanti, tanti. A fost cu bărbasul plecat la băi, acum o lună de zile. S-a dus să facă la Ognele Mare acolo, că de-aia le zice Ognele Mare, să facă o baie și nu-l găsește de o lună de zile, domnișoara Xenia, și asta s-a dirit la cap. Și vă confundă cu nepoata noastră, cum are Ema, cu Ema, vă confundă cu Ema. Numai puțin, că termină popa și cu asta basta, vine și Cristi să o ocupă de dumneavoastră. Să țineți lumânarea, că tați digeta a murit, fără lumânare a murit și așa, e Cristi nește. Puteți, e prietenul meu, părintele, am copilărit amândoi. El s-a apucat de cele sfinte, eu sunt cu schimbul valutar, am fac și eu să trăiesc, domnișoara se... Da. Părinte, haide să-i frate, facem cele frate, grele. Frate, gata, gata, e suficient. Mergeți, vă rog, sus și începe, frate, slujba acolo, că vin și eu imediat. Da, acolo unde a murit. Da. Hai, mergeți, vă rog. Mergeți, mergeți. Continuă slujba acolo, că vin și eu. Putem să schimb o vorbă cu nepoata și... La locul verdeață. Mai încetu, frate, mai încetu, că... Și iată greșelile, cele tvoie și o rugăminte, dacă se poate, vă rog frumos. Știți, eu v-am urmărit de când sunteți în Australia, nu? Da. Așa, și v-am urmărit cariera acolo. Am și eu o rugăminte. Dom'le, nu mai ține cu preoția în România. Nu mai ține și vreau să mă las de... preoția asta. Prima dragoste a mea, știți care a fost? Muzica. Vreau să mă întorc înapoi la muzică. Se poate să mă ajutați și pe mine într-un fel acolo. Știți, în România inspecție peste tot. Ce să spun? Ne-au băgat TVA, garda financiară mereu pe noi. Să venim cu bonuri fiscale, cu facturi, cu casă. Unde dracu să umblu eu cu casa demarcat după mine peste tot? Păi eu stau să număr cozonacii, să ne-a pus 24% TVA pe lumânări, vă dați seama? Păi până când și până unde pot să o duc în halul ăsta? Nu se mai poate, domnule, nu se mai poate, ce să mai... Și m-am gândit că poate îmi dați și mie o mână de ajutor să mă întorc și eu la prima mea dragoste. Ce dar ziceți? Nu știu cum aș putea să te ajut. Păi îmi pune și mie o vorbă acolo în Australia, la o casă de producție. Eu m-am lăsat în România. Nu aș putea să zic că am relații în Australia să te pot ajuta. Da, da, acolo trebuie să știți pe cineva care... O casă de producție, ceva. N-ați făcut nicio înregistrare acolo? Da, am făcut, dar eu fac muzică dans. Păi și eu știu să dansez. Știți, uitați, eu pot să vă arăt ceva. Eu tot timpul între două liturghii. Da. Deci, pornind de la premiza că în România nu se mai poate domni cu corupția. Da? Și așa am făcut un plan între două liturghii. Mă apuc și învăț și eu versuri. Uite, acum, așa. Am de pildă o melodie de-a lui Ștefan Bănică. Aș putea să vă cânt un pic să vedeți că am ceva talent sau eventual știi ce mi-a venit o idee? N-am putea să facem un duet? Da. Da? A, de ce aici vreți să lansez? Mă rog, adică vreau să spun că și eu cânt în duet cu diacon. Vă dați seama că în biserică nu cântăm fiecare de nebun? Nu știu. Dumne, aici n-ai loc. Nu depinde de mine, depinde de echipa mea. Dumne, da. Aici n-ai loc. Ba de Cărna Chiriac, ba de Smiley, ba de Cotabiță, ba de Cerebel. Nu mai poți să faci față, dumne, aici. Nu mai poți să faci față, ce să spun. Corupție mare, e mâncărime, e... Adică ori să puneți o vorbă, ori dacă nu putem să încercăm un duet? O să spun o vorbă, o să încerc să spun o vorbă. Mulțumesc, uite, să vedeți că nu o să puneți o vorbă degeaba. Acum am scris versurile lui Ștefan Bănică și încerc să le redau. Deci fiți atenți aici. 2, 3 și... Ieri m-am întâlnit cu o fată care mi-a zâmbit frumos. Am intrat puțin în vorbă și am fost politicos. Ea m-a invitat acasă să sorbim câte o cafea. Iar când o privea, mai tandru urlă tare cineva și strigă Veta! Pam, 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 pam! Mi-ai furat ghiuveta! Și strigă Veta! Mi-ai furat ghiuveta! Ha?
A, știu că trebuie să mai... la mișcare, dar nu, la mișcare aș... Nu, stați puțin așa, că la mișcare sunt mai bun la aia. Billie Jean... stai, cum începe aici? Eu cred că am puțin cam băut când am scris asta, versurile astea. She's more like a beauty queen. She told me her name is Billie Jean. People always say, be careful what you do. Billie Jean is more not my lover. She's just a girl. Ha! Nu, aici nu era așa. Era... Billie Jean is not my lover. She's just a girl. She says, I'm the one. But the case is not my son. E, acum, poate mai greșește, că aici nu pot să alunec. Ia să-ți puțin așa. Nu pot să alunec, dar eu am agresii ca lumea acasă. Adică, acum mă încurcă și patrafirul ăsta. O vorbă. Ca să vedeți că eu sunt mai mult iubitor, nu de sutană, de uitați de ce. Mă îmbrac mereu ca Michael Jackson. Vedeți? Ia. Și știu să fac și mersul înapoi. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. A, ce ziceți? Putea? Sau acolo unde greșesc... Sunt puțin așa... Bulversată, da. Știu că n-ați mai văzut popi care dansează pe Michael Jackson, da. Eu aș putea să... A, sau ăla. Love me tender. Imediat. Love me too. Gata, să terminăm aici, vă rog frumos. Gata, două secunde, imediat. Am înțeles, am înțeles. Ați înțeles. Sonia, imediat vin la tine. Ați terminat aici, mergem direct la spalat, te rog, da? Vă rog, părinte, haideți ca să... Da. Auzim după. Da, ați prins o vorbă dacă îmi puneți... Da, sau dacă nu, un duet, încercăm ceva, da? Vă rog eu mult de tot. Da. Mult de tot. Nu mai ține de noi cu corupția asta. A, și mai știi, să știți că mai știu una, Tom Jones. Dar mă duc să termin răstuși la sus acolo și când mă întorc vă zic și cu aia cu Tom Jones. Aia chiar o știu mai bine, nu? Versurile sunt... Nu cred că o să mai fiu aici, așa că... Nu, doamna, nu durează mult. Imediat vin. Și aia cu Tom Jones o știu foarte bine. Stați să vedeți. Imediat, vă duc să termin cu asta. Doamne, miluiește! Doamne, ajută-ne și apărăm cei păcători de șere! Desfășura farsa, ne gândeam că tu ești născută în Australia, așa-i? Da. Ai învățat româna de vreo 2 ani de când ești în România. Da. Înseamnă că atunci ne-am dat seama că tu nu prea înțelegi ce vorbea ăia pe acolo. Ai văzut doar un pop care făcea pe Michael Jackson? Și... Da. Corect? N-ai înțeles prea multe lucruri. Eu... Nu am înțeles când au adus prăjitura, ce s-a întâmplat. Nu știi, n-ai auzit de coliva. Știi ce înseamnă? Do you know what is coliva? Nu, adică... Ok, colivă. Eu vorbeam, de exemplu, de catarg, de catargul tău. Do you know what is catarg? You know?
Asta? What is Qatar? Yes, you, do you know? Acum știu că mai Qatar spus. Is on the boat. Must on the boat. You know? A, așa. Ok. Okay. Yeah. Acum am dat seama că tu nu pricepi nimic. Nu, că... Ea nu știa de colibă. Ea nu știa de... Nu, fac... Nu mi se întâmplă lucrurile de genul ăsta. Ne-a dat o idee senzațională, în schimb, Sonia. Aoleu. Străinii veniți în România sunt extraordinar de bune victime. Sunt victime perfecte. Se uită, nu pricep nimic. Ați dat cu coliva prăjitura aia. Prăjitura aia... Băi, că e o prăjitură normală, cum se știe? Și un mort, și prăjitură, și... E, la mort, m-am dat seama, nu e ok, dar m-am... O plasă cum n-au mai văzut cangurii. Sonia, mulțumesc mult de tot. Te ascultăm la radio. Da. Ne vedem săptămâna viitoare, pe curând, la revedere! E colivă, așa-i zice, colivă!